Portul USB. Acces din internet. Accesul din internet al portului USB poate fi util, mai ales dacă ai uitat acasă un document de care ai nevoie la birou. În tutorialul anterior, ai aflat cum poți accesa din rețea fișierele stocate de dispozitivul USB folosind routerul Smartbox. În continuare, vei afla cum să accesezi același conținut de la distanță, aflându-te în altă rețea. Urmărește instrucțiunile ca să vezi cum poți să faci asta. Pasul 1. Intră în interfața de setare a Smartbox-ului. Este important să afli adresa IP publică a routerului tău. Poți afla asta accesând Status WAN. În câmpul IPv4 Information, reține adresa IP corespunzătoare câmpului de tip TR069 Internet. Pasul 2. Pentru a deschide accesul la dispozitivul USB din exterior, internet, este necesar să creezi o nouă regulă în interfața de setare a Smartbox-ului. Accesează opțiunea Advanced, alege ACL, apeși mai întâi butonul New pentru a crea o regulă nouă, apoi în meniul Service Type selectezi FTP. La Access Direction selectezi WAN, apoi apeși Submit. Pasul 3. Pentru a accesa din altă rețea informațiile stocate pe dispozitivul USB din serverul FTP, deschide un browser web pe computer. Tastează adresa ftp:// adresa publică a routerului tău Smartbox pe care ai aflat-o mai devreme și apasă Enter. În fereastra de conectare ce va apărea, introdu numele de utilizator și parola pentru serverul FTP alese de tine sau valorile implicite, username FTP, password FTP. Apoi apasă Login. Gata! Acum ai acces la fișierele de pe dispozitivul USB conectat. În fereastra deschisă apasă Page, Open FTP Site în Windows Explorer pentru a viziona conținutul dispozitivului USB în fereastra Windows Explorer. Nu uita, cu Smartbox ai posibilitatea să accesezi portul USB de oriunde ești conectat la internet. Îți doresc utilizare plăcută!